Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, îl salut și spun bun venit aici la Tele Moldova Plus domnului deputat Vasile Câtea, deputat PSD de Iași. Bine ați venit, cu respect. Bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Și în mod special aș vrea să transmit un, mă rog, o felicitare și ani mulți și însoriți, frumoși, pentru doamnele care le sărbătorim astăzi. Doamnele de bunici, da, soții, martie, prietenile, da, sigur că da. Doamnele din viața noastră. Toate doamnele din, și domnișoarele din viața noastră. Aveți și fată, nu? Nu, am nepoțic. Nepoțic. Deci iată, în afară de șefa, mă rog, e partenera de acasă. Da. E. Nu vă întreb cine e șef acasă, că bănuiesc că doamnă. Nu prea are cui să fie șefă, că stau foarte puțin acasă, asta este de acasă. Apropo de stat puțin acasă, nu ne-am văzut de vreo ceva vreme, nu prea mult. Din punct de vedere al carierei, al activității dumneavoastră, când spun carieră știu de ce, pentru că sunteți un sportiv de performanță și apoi președintele Federației Române de Box. Aici, competiții, pregătiri? Da, suntem într-un, mă rog, moment foarte, foarte important pentru sportul, pentru box, în primul rând, că acum la box e turneul de calificare în, undeva lângă Milano, într-o localitate din Italia, în care noi ne-am deplasat cu 8 sportivi acolo, 4 băieți, 4 fete. Suntem încă în viață, ca să spun așa, în competiție. Mai avem 2 fete și un băiat. Restul au fost eliminați. E un turneu foarte, foarte puternic, dar important. Eu sper până la urmă să venim așa cum ne-am propus, cu 1-2 calificații. Deci un băiat și o fată, un băiat și 2 fete, dacă e posibil. Da. Dar e greu, e complicat și e foarte dură această competiție și zona, în momentul în care ne aflăm, turneul este foarte, foarte selectiv. Au fost peste 800 de sportivi. A fost o categorie, de exemplu, la 71 de kilograme, unde au fost 70 de sportivi la categorie, ceea ce este enorm. Și în acești 70 puteau să se califice 4. Doar 4 semifinaliști. Da. Da, e greu. Da, asta este viața, cum să spun eu, am avut un înaintaș celebru de la care am auzit o vorbă frumoasă, spunea așa, cu e frică de lup să nu intre în pădure. Așa da. Că și noi, deci dacă am intrat în jocul ăsta, trebuie să-l jucăm până la capăt și sper să obținem și rezultatele pe care ne-am propus. Rezultate pe care vi le doresc să fie pe măsura așteptărilor. Categoric și pe măsura valorii, bineînțeles. Și a valorii. Și a ceea ce înseamnă acum boxul românesc și în prima echipa fază, din România. Da. Suntem în reconstrucție. Eu știu că s-a evoluat foarte mult, da. Am mai vorbit categoric, în alte emisiuni. Da. De la Iași? Noi suntem în zona, deci avem antrenorul coordonator al lotului de juniori care este ieșan, Radu Zarif, ceea ce e foarte important pentru că este o componentă de bază, e baza de selecție până la urmă și viitor, da? Și celelalte categorii, avem sportivi în competiții, dar culmea sunt din Iași destul de puțin, dar avem din județ. Avem de la Valea Lupului, avem de la Dumești, sportivi la Cupa României care se, de juniori care se desfășoară zilele astea la turnul Severin. Am înțeles. Și are o miză? Da, este cei câștigătorii vor fi selecționați pentru participare la Campionatul European de Juniori. Deci e turneu de selecție. Am înțeles acest lucru. Perspectiva pentru federație, nu? Vor fi și alegeri, am înțeles. Da, pe 12 aprilie avem alegeri la federație. O să mai candidați? Da, e ultimul mandat pe care îl mai duc. Da, mi-l propun. Ok, e clar că e timpul, e mult deja, 3 mandate. Zic eu că am trecut prin toate fazele posibile. Deci am ieșit din situația în care eram, situația aproape pragul, nu faliment. Precară și financiar, da? Și... Exact. Eram în situație de disoluție. Am reușit să ajungem în al doilea mandat, să spun așa, pe linia de plutire și care e din 2020-2024 și sper din toată inima ca următorul ciclu olimpic și următorul ciclu de 4 ani al președintelui și a echipei lui
să reușim să ajungem la Los Angeles cu o echipă cât mai consistentă la Olimpiada din 2028. Eu vă doresc succes. Doamne, aveți și partenerii valoroși în echipa dumneavoastră de la București. Da. Și cred că veți putea... Puțin, dar valoroși, așa este. Da. Ei, iată, o primă încercare, o alta e cea politică, pentru că sunteți unul dintre... Tot alegeri. Mâine sau când? Pe da, mâine, da. Aici, acum sunteți, din câte știu, secretarul... Nu mai sunt secretar, da. Cine mă rog, știe, deputat, sunt vicepreședinte, sunt coordonatorul Colegiului 7, cel mai mare colegiu din județul Iași, cu 16 OAT-uri în coordonare. Care înseamnă Târgu Frumos? Nu, înseamnă, așa, să luăm de la Ierbiceni, Poduiloaie, Dumești, și să luăm de aici, de la Valea Lupului, Lețcani, Poduiloaie, cum spuneam, am trecut la Dumești, Mădrjac, Sinești, Lungani, Bălțați, Brăiești, Butea, Oțeleni, Răchiteni și Aicuza. Deci asta sunt cu comunitățile coordonate de în, mă rog, în colegiul acesta, nu erau colegii exact, de înainte. Exact. La alegeri o să vin, am înțeles, conducerea de la București. Da. Astăzi încă e certă prezența președintelui partidului și a premierului Guvernului României. Sigur, va fi însoțit de o salbă de ministri, sperăm. Ministrii PSD, sigur, care să transmită, eu știu ce au în obiectiv pentru Iași. Deci ca și investiții și bănuiesc aici o să fie ministrul sănătății, ministrul economiei, ministrul proiectelor europene, deci ministrii care au portofolii din partea PSD-ului. Da, interesant va fi la sala Victoria, din câte știu. Da, la sala cinematografă Victoria, de la ora 12:30. Din tot județul. Din tot județul, da. Deci sunt delegați în funcție de un algoritm care a fost, de rezultate, de numărul de consilieri, de numărul de cetățeni și... Am înțeles. Și acum, deci alegeți președintele? Președintele, un prim vicepreședinte, pentru că statutul spune că poți să alege 1-2 prim vicepreședinte sau noi am hotărât un singur prim vicepreședinte, care este reprezentantul primarilor, este domnul Iulian Chirilă, primarul de la Țigănaș, și coborăm mai jos, sunt 17 poziții de vicepreședinți, în care automat vor intra deputații, parlamentari, da? Nu numai de parlamentari, vor intra oamenii din consilieri județeni care sunt la fel pe colegii, vin să dubleze, practic să ajute la munca pe buna funcționare a activității pe colegii. Există un algoritm care e propus, a fost validat aseară în Consiliul Politic Județean, îl vom propune conferințe și vom vedea și ce zice conferința. Da, e văzut, pentru că veți stabili cu siguranță sau veți întări candidaturile, din câte știu, pentru primării. Nu este pe ordinea de zi acest punct, nu-l avem. Eu cred că va fi adus în discuție, că e corect să fie adus în discuție... Măcar candidații la primărie, la primăriile mari, la județ, la consiliul județean. La primăriile de municipii și la județ, la consiliul județean. La președinte. Președinte, sigur că... Restul tăreți, probabil, în... Restul rămâne în bucătăria noastră să le așezăm. Consilier pentru primare din comune. Da. Vor fi stabilite structurile de conducere ale partidului, adică biroul permanent județean sau Consiliul Politic Județean. Probabil, de ce aici nu s-a discutat acum, ca să se întărească poziția conducerii, să spunem. Da, o să vedem cu voia dumneavoastră, fiind printre partenerii media care își propun să ilustreze și iată această pregătire pentru, de fapt, o precampanie dincolo de definirea conducerii. Exact așa și este. Este o precampanie. Suntem încă în perioada de avem 2-3 persoane, personalități în anumite localități în care sunt umăr la umăr și încercăm prin diferite forme, prin sondaje, prin discuții, să alegem varianta cea mai bună. Exemplul este Răducăneni, unde domnul primar Ilie, clar, din sondaje nu mai câștiga, s-a venit cu o altă persoană și dumnealui s-a supărat și a luat jucăriile și a așa a trecut la partenerii noștri.
A, nu contează. E tot în bucătărie, da, bucătărie. E partener da. La nivel național, dar acum nu pot să nu vă întreb, nu insist prea mult, pentru că e o regulă pe care cred că o respectați vis-a-vis de această formă de parteneriat la europarlamentare, dar și de înțelegere sau de concurență amiabilă. Dar totuși, la nivelul județului Iași, competiția rămâne între PSD rămâne, și categoric, PNL. Categoric, au avut declarațiile domnilor de la PNL. Nu există niciun fel de alianță, niciun fel de parteneriat la nivelul județului Iași. Vorbim. Dar să știți că la nivel de comune se pot face. Deci acolo unde primarii doresc ai lor sau ai noștri, care clar deci că rămâne la latitudinea organizației locale. Exact, exact. Este, are de autonomie fiecare organizație să-și aranjeze în așa fel lucrurile încât să scoată scorul cel mai bun. Cu speranța că există atâta înțelepciune încât să... Sunt comunități da, unde... Care spun, lăsăm da. Sau îl susține pe... Nu, mergem împreună, pe o formulă, pe o listă comună și... Am înțeles. Și eventual poate celălalt să fie viceprimar dacă întrunește condițiile este de vot. Sau pot merge și separat și să facă după aia ceea ce este cel mai corect și cel alianța. Da. Numai că, nu știu, cred că în comune mai există alianța asta de... Mă refer la consiliile locale. Dar iată că la nivel de județ și municipiu nu există. Nu, asta este, deci eu... Deci la Pașcani e mai fermă povestea. Da, eu cred că municipiul Iași, municipiul Pașcani și județul Iași, deci Consiliul Județean Iași, nu există cale de împăcare. Da. În momentul ăsta. Nu s-a găsit, și nici nu s-a discutat, și nici nu se discută, pentru că au fost atât de multe... apelative aruncate și într-o parte și în alta, încât nu cred că există disponibilitatea de a îngropa securea păcii, da. Da. Securea războiului. Că pacea se dorește la nivel național și dovadă că domnul premier și cu domnul Ciuc au găsit de cuvință prin la nivel național să funcționeze. E o situație politică. E și guvernarea a funcționat. Sigur că da. Aia au funcționat. Deci lucrurile, alianța funcționează până la un anumit nivel. La, ce spunem, în teren, în teritoriu și nu e numai la... Nu e numai Iașu, trebuie mai să-i județe. Sigur, sunt foarte multe. Că Suceava e la fel. Și Suceava, sigur, domnul Flutur... La Suceava e mai agresivă competiția. Da, la Vrancea a fost Dumnezeu să-l odihnească președintele care a decedat. Probabil va reveni pe cai mari Oprișan acolo, nu știu. Domnul Oprișan e PSD, din câte... Da, este vicepreședintele Consiliului Județean. Am înțeles. La Vrancea... Buzău tot PSD. Buzău e PSD... Domnul Toma, să cred că-l cheamă. Domnul Toma e președintele organizației și președintele primarul Buzău, da. E PSD, din câte... Da. Păi nu, acolo e 90% din Buzău este PSD. Păi acolo pleacă și domnul Ciolac. Da. Da. Deci unde este organizare, muncă și investiții și rezultate și toate astea, oamenii știu ce au de făcut și aleg pe cei care livrează, ca să spunem așa. Da, care cei confirmă. Sigur, care confirmă. Cei care se plâng și acuză, mai așteaptă tot. Am remarcat în comunicate de presă, e drept și pe online, dar și în diverse alte forme de a face declarații, anumite cuvinte chiar tăioase de la PNL înspre PSD, am văzut și replica PSD-ului, la vârf vorbesc, chiar agresive, cel puțin dacă vorbim de palmaresul la nivel de județ, liberalii, Partidul Național Liberal, prin președintele Consiliului Județean, își asumă toate meritele, ca să spun așa. Păi, lucru să, care cred că vă deranjează, nu-mi dau seama cum e. Nu numai că deranjează, încercăm să, probabil, ei pe ale noastre, noi pe ale lor. Și spunem, să dăm câteva exemple, luăm aeroportul Iași, care este... Se spune că e meritul PNL-ului. Ok, și banii cine a distribuit? Păi spuneți asta replică. Despre asta vorbim, adică nu e corect să spun, noi am făcut pentru că banii au venit
de la ministrul PSD, de la Grindeanu, da? După aia, vis-a-vis de autostrăzi, vis-a-vis de drumuri, toți banii ăștia sunt distribuiți fie de la Ministerul Transporturilor, fie de la Ministerul Dezvoltării. Sau un guvern care are PNL, PSD. Păi nu, guvernul este, dar clar că și ei au miniștrilor care au făcut investiții mai multe în zona... într-o anumită zonă în care, sau într-un anumit obiectiv în care nu vin ai noștri și spun, domnule, noi l-am făcut. Guvernul l-a făcut. Pentru că nu a venit nimeni cu bani de acasă și i-a pus în contul respectiv. Politica PSD-ului va fi asta de păcare și de punere în pagină mai echilibrată. Noi întotdeauna am fost în poziția asta de a accepta. Drept urmare, vă dați seama, toată lumea face, nu reușește să înțeleagă de ce. Noi am făcut un pas mergând pe o listă comună la europarlamentare. Ceea ce clar că este cel mai avantajat partid din tot spectrul partidelor, din spectrul politicii românești, este PNL-ul, care e oprit dintr-o decădere, ne oprim la un anumit plafon. Și încercăm să facem o evaluare care încă nu prea au spus-o toți clar ce vrea să însemne. Păi vrem să vedem dacă după alegerile parlamentare mai facem împreună 51%. Așa și parlamentare, da, doamnă. Păi da, nu, dacă această formulă de liste comune da, ne va da un 51%. Și atunci vom vedea. Și dacă pentru nu, că va trebui o alianță cu... Trebuie să mai atragem și alte forțe și alte partide la guvernare. Ceea ce nu e foarte sănătos. Adică în momentul în care fragmentezi în prea multe bucățele... În primul rând și în al doilea rând se vede agresivitatea din pre-campanie, dar nu știu cum va fi în luna electorală, în campanie probabil. Agresivitate dusă la declarații în stradă, până la jos cu poții, bandiții, mă rog. Asta mi se pare prea dură. Cred că lupta politică... Lupta politică e parcă a depășit orice... Și competiția, că nu e corect să-i spunem lupta politică, că nu suntem nici în război. Am înțeles, competiția. Poate fi, dar competiția politică poate fi... Cam degenerează, cel puțin în declarații. Sperăm să nu... Cred că nivelul, la anchete de tot felul. Nivelul celor care reprezintă anumite organizații politice, că sunt alianțe, că sunt partide, că sunt alte formațiuni tot asociative, e vorba de atitudine și de mesaje care nu fac bine și mesaje care duc în extreme, fie în stânga, fie în dreapta. M-a început să se confunde anumite lucruri cu patriotismul, cu naționalismul suveranismul, că se mizează pe suveranitate. Da. Sunt lucruri care sunt periculoase să te joci cu ele. Dacă nu se găsește soluție și nu reușim să găsim soluție la asemenea manifestări, vom avea probleme. Clar că, de exemplu, a venit cancelarul Austriei în România. Din punctul meu de vedere, clar că trebuia atenționat, adus la cunoștință niște lucruri, ce se întâmplă și cum se întâmplă și care sunt până la urmă motivele reale pentru care ne blochează. El pleacă și n-ai. Deci nu, nici asta nu este o atenție. Noi suntem diplomați și atenți, am văzut. Păi, da. Dar nu numai noi, și inclusiv partidul lui PPE-ul, da, n-au reușit să-l... Păi în plenul ăla s-a votat. Cumva, n-a fost nimeni, n-a ridicat mâna. Împotrivă sau abținere? Da, a fost, da. S-a trecut. Toată lumea unanimitate. Și atunci vine executivul, primul premier și spune că nu. Nu, dar știți cum aici este supărarea cealaltă, este presiunea din interior către tot ce înseamnă companii austriece și aici pe zona montană cu Schweihofer, pe zona de câmpie, dacă putem spune așa, clar că au și terenuri, dar vorbim de zona OMV și petrol și gaze, deci sunt niște chestiuni care sunt în curtea austriecilor. Păi tu mă ții
cu bine le-a făcut în Bulgarie. Bine le-au făcut bulgarii, că i-au ținut, i-au corect, i-au zis ok, dacă vrei să vin, nu suntem în Schengen, nu mai trec nici cisternele camionului. Nu, nu. I-a luat, i-a ținut, i-a verificat conform standardului. Adică nu, nici nu intră la voi, dar nici nu iese la voi. Nu, intră, dar intră în termen, că și-au făcut niște cozi, au început să... Da, tot, și-au început să plângă... Și noi de ce nu facem asta? Păi, nu știu. O să întrebăm. Păi și după chestia asta... Acum, știți cum e? E o chestiune așa... Nici nu putem să ne războim, cred. Dar haideți... Nu, avem niște pârghii... Avem pârghii, cel puțin cu Austria. Da, și avem și niște jucători, niște companii care contează în Austria. Cred că vor mai mult de atât. Poate vor... Și așa... Păi, n-are și resurse, n-are și... Mă rog, ce mai vrea? Am înțeles că are inclusiv conducta de la noi până în Austria, fără să mai treacă pe nu știu. Nu știu, n-am informații. Nici eu nu am, sigur, dar încerc să mă rog, preiau de la discutăm pe ce este la vedere și ce este clar. Da. Adică dacă suntem parteneri, suntem în aceeași familie, suntem în aceeași asociație și politică și culturală și teritorială, că suntem în Uniunea Europeană. Hai să vedem și sigur că ne ajutăm reciproc. Păi, dacă suntem parteneri, înseamnă că suntem egali. Dacă suntem unui jupân și celălalt sclav, nu cred că vom găsi vreun... Acum să știți că, din păcate, eventualele formațiuni noi, eventuale, cele vizibile, da, vor miza pe aceste scăpări. Păi asta este riscul, de asta vorbeam, dacă nu reușim și asta nu putem doar noi să le rezolvăm, pentru că sunt niște angajamente care au fost făcute la momentul când s-a aderat la Uniunea Europeană și la NATO, sunt angajamentele statului român, sunt ale unui guvern și lucrurile astea ne împiedică și ne încurcă foarte tare să reacționăm așa cum instinctual. Cum simțiți. Da, și asta va fi spre a crește numărul de votanți sau de aderenți la formațiunile care vin foarte tăios, din stradă chiar. Da, vedeți că aceste formațiuni... Să formăm. Corect. Și aici e pericolul. Exact. E inclusiv la nivel european. În schimb, ce se întâmplă? Ce aș ruga eu cetățenii să analizeze? Deci, e adevărat, ce spun oamenii, dar sunt lucruri populiste. Nu sunt lucruri care pot fi realizate. Deci dacă în momentul în care eu spun că nu e bun, nu știu ce, sau nu știu ce proiect, ok, dă-mi o alternativă, spune cum o rezolvăm. Da? Nu, ce punem în loc? Pentru că trebuie rezolvată, că nu este perfect, că are și anumite dezavantaje pentru anumiți oameni, anumite persoane, anumite zone, anumite regiuni, e clar, nu poți totdeauna să le rezolvi, dar suntem dependenți de... Dezbaterea în campanie va rezolva și eu cred că dezbaterea nu prea va exista. Nu simt că va fi dorința de a sta față în față pe teme de tip. Uite, noi la Iași și nu numai la Iași, că suntem post-național, provocăm, o să facem și scris formațiunilor politice din zona noastră, Moldovei și din națională. Eu cred că este corect. Să vină reprezentanți să spună, uite, punem în loc, uite ce facem. Nu, asta e rea. Uite, așa trebuie făcut. Sigur. Asta e rea. Și așa noi o facem dacă ne votați. Sigur că da. Probabil în campanie vom milita mai mult pentru că acolo ne ducem cu ofertă de emisiuni de promovare, cum e regula, dezbate și așa mai departe. Și știri. Astea sunt problemele care frământă și societatea. Din păcate, există foarte mult informație mincinoasă, lucruri neadevărate, sunt doar lucruri populiste care toată lumea și le-ar dori. Deci, în teorie, ele există. Doar în teorie. Pentru că în momentul în care te așezi la masă și vezi cum stai, în primul rând cu bugetele, că acolo unde sunt bani, acolo este și decizia și năcazul și supărarea. Dacă lucrurile găsesc pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung, o înțelegere, o rezolvare, trebuie găsită soluția respectivă. Dar nu spus că nu se întâmplă. Pentru că sunt lucruri care trebuie făcute. Până la urmă, uitați nenorocirea asta cu Roșia Montană. Da, dar acum azi am zis că primim verdictul. Păi la fel asta. Și dacă îl primim așa cu datorie, avem de ales, dăm banii sau exploatează mai departe și nu știu care referendum, am înțeles că se va face. Premierul Ciolacu a propus un referendum vis-a-vis de Roșia Montană. Dacă să o punem în exploatare sau să nu punem în exploatare. Exact. Pentru că acolo este rezervația națională, este în patrimoniu UNESCO, nu se poate atinge nimeni, nu se poate întâmpla nimic acolo.
Nu știu cum va fi, sau, mă rog, strategia guvernului român în, eu știu... Situația asta limită, pentru că suntem practic puși la zid. Și câteva milioane de miliarde, de 6-7, nu, am înțeles? Nu, 2 miliarde și ceva. E o sumă, că nu e incertă, încă nu știm ce, ce sumă va da Curtea... Curtea Internațională. Da. Da, nu știu cum suntem, dar uite că parcă vin toate așa pe, pe noi. Da. Și criza asta nu, și iată, fost atunci, dacă vă aduceți aminte ce nebunie era în stradă cu Roșia Montană, că așa... Au găsit soluția cu, au scoate din circuit, ei n-au mai putut, și am înțeles că nu sunt jurist, dar ar fi trebuit ca înainte de a lua decizia aceasta, trebuiau informați că Roșia Montană este introdusă în... Ei aveau și echipamente, am înțeles acolo. Nu știu ce aveau, aveau echipamente, echipamentele ținei, dar eu, mă rog, sunt niște cheltuieli de transport sau de nu știu ce. Acolo s-a făcut calculul cam cât ar fi câștigat ei dacă exploatau. Dacă. Dar nu știe nimeni dacă puteau să exploateze cantitatea aia, dacă nu puteau, dacă există într-adevăr cantitatea de minereu acolo sau nu, cantitatea de minereu în aur și argint, dacă e sau nu e. Sunt lucruri care sunt așa basme povestite. N-am cum să dau o decizie în sensul ăsta, cum ar fi mai bine să facem. Sunt experți internaționali care controlează Dar nu știu cum s-a făcut. Sperăm să nu fie și data asta la fel, parcă prea au fost împotrivă mulți factori din aceștia externi. Ba, trebuie, că ce spuneați dumneavoastră, că cifrele au pornit undeva de la 6 miliarde, am ajuns la 2 miliarde, posibil să scadă și mai jos. Culmea este, știți cum, și un euro ca să-l, ca să-l noi dai. Nu atragem toți banii că nu reușim, de cotizat cotizăm la Uniunea Europeană, că e o regulă. Aia altă, sunt alți bani. Da. Și când... Aia care dai din cotizații, care dă fiecare sumă alocată în România și aia îi încasezi. Că îi duci chiar mai întinzi, mai trage, mai cheltuie. Avem nevoie de bani, e clar. Am început cu autostrăzile, suntem în cel puțin la proiectele acestea mari, vin bani. Nu știu dacă reușim pe IMM-uri și pe proiecte mai mici să absorbim. Pe întreprindere mici și mijlocii, acolo este o problemă care este motorul, până la urmă e motorul țării și oamenii ăștia trebuie ajutați din zona asta, trebuie găsite soluții. Eu am văzut că să fac pentru fermieri, să fac tot felul de programe și de proiecte. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, la fel, să caută tot felul de măsuri de a sprijini și de a finanța, cofinanța. Polonezii au reușit să facă, au mai și reușit alții, dar am înțeles că cu implicarea statului, cumva, cu... Parteneria cu statul, sigur că da. Da, sunt lucruri pe care trebuie să le iei ușor, așa când, sau mă rog, poate există o imagine, doamne, dacă vrei, o și rezolvi și poți. Nu întotdeauna ceea ce îți dorești se și poate realiza. Sau să realizeze, dar nu acum. Până la urmă, iată, acestea sunt, dacă le punem așa în ordine, sunt priorități pentru viitoarea guvernare. Categoric. Legislativul și, mă rog, apoi legislativul va merge mai departe la, cu guvernarea. La proiectele mele și la zona mea de, mă rog, de pregătire în zona domeniul sportului. Deci îmi doresc din toată inima ca să avem, deci dacă Spitalul Regional de Urgență s-a semnat, e închis, pornește finanțat. Da, deci s-a semnat acum 2 săptămâni, cu la guvern, am participat și noi. Sau alocare. Nu, da, cu câștigătorul licitației. Asta e foarte tare. Da. Asta înseamnă că o să asistăm la prima lopată. Cum sigur că da. Deci va fi probabil în următoarele 3-4 luni de zile maxim. Sigur va fi o organizare și șantier. Exact, să va da startul și... va fi publică chestiunea asta, așa că vom afla cu toții. În sfârșit. Așa. De a 7 e clar, deci se lucrează cu motoarele turate. De la Bacău spre Pașcani. În mod sigur se va declanșa până la sfârșitul anului și lucrările la A8, Ungheni, Târgu Neamț, pentru juncțiunea cu A7-le. Nu știu ce se întâmplă cu tronsonul de munte, că acolo este mare, necunoscut, așa. Da, e mai grea, e normal, e firesc. Eu cred că se va găsi și acolo... Da, trebuie proiectul întâi și văzut, că probabil va fi tunelul. Sunt în fază de licitație. Sunt scoase. Proiectul e făcut, e finalizat. Da, aici... Astea-s prioritățile, până la urmă. Sigur că da, și lucrurile importante.
aeroport am vorbit de el, deci de la 31 când, mă rog, se intră în... 31 mars. Da, se intră în Schengen pe maritim și aerian, automat va fi și terminalul... Va fi funcțional, am înțeles. Da, va fi. De altfel, săptămâna viitoare, pe 15, cred, miercuri, marți, miercuri, nu mai știu, joi... Și vineri. Vineri. Va fi o lansare de brand, va fi iarăși o conferință de presă, o întâlnire la aeroport. Am primit provocare prin sistemul de comunicare al aeroportului. Asta înseamnă că sunt pregătiri acolo și se merge în direcția potrivită. Se lucrează continuu, noi, vă dați seama, noi mergem săptămânal la un aeroport și vedem ce se întâmplă, evoluția din... Este atât de aglomerat terminalul 3, pentru extern, și apus, că celălalt 2 s-a păstrat pentru intern. Este crunt, deci nu ai unde să... Aia, nu mai e chiar așa în sezon estival, e foarte, foarte aglomerat. Acum eu, e mai respirabil. Noi am fost la Londra, da, și s-a văzut dimineața, la prima oră, era plină sala aceea. Prin aeroport. Deci trebuie să fii cu 2 ore înainte ca să poți... În toate aeroporturile există regula asta cu 2 ore jumate să fii în aeroport. Da, ca să fie sigur că au timp să facă... Sigur că să faci check-in-ul și trecerea prin frontieră. Da. Cum vedeți perspectiva? Sunteți optimist, politic vorbind, și în anul acesta electoral? Prin spiritul meu de sportiv, dacă sunt. Totdeauna am luptat pentru locul întâi. Și acum vom lupta clar pentru locul întâi și în mod sigur îl vom și câștiga. La momentul ăsta e adevărat, PSD-ul e prioritate ca opțiune de vot în România. În preferințele cetățenilor, da, suntem pe locul întâi. Și distanța e destul de consistentă între noi și următorii urmăritori. Eu cred pe de altă parte că primarii, în mare parte PSD și PNL, sunt cei care vor contribui, să spunem, la inclusiv la adeziunile pentru europarlamentare, dar și pentru parlamentare. Deci am mai spus chestiunea asta. Unul din beneficiile comasării europarlamentarele locale e faptul că nu numai în România, la nivel european există un oarecare dezinteres pentru alegerile europarlamentare. Și nu se spune melodonă că au venit 26, da, exact, nu au o legitimitate consistentă eurodeputații care ne reprezintă. Și atunci, ținându-se cont de faptul că alegerile locale sunt cumva poate cele mai da, cu interes căutate, partea, da, pentru că ce se întâmplă? Și alegeri, în alegerile locale ai 2-3 partide care își depun candidatura la primar și la consiliul local. Și toți oamenii ăia la rândul lor au rude. Și nu contează care este favoritul numărul 1, numărul 2, ei trec oricum pe la toți cetățenii și mă rog, activează pentru a participa. Activează să vină la vot. Exact. Și ei îndeamnă și le explică și aici este automat vor veni pentru a-și alege primarul și consilierii locali și vor pune votul și pentru alianța PSD-PNL la europarlamentar. Asta sperați dumneavoastră, dar am văzut oamenii știu ce atitudinea celorlalte formațiuni, mai ales cele mai vocale, și aici vorbesc de cel puțin Forța Drepte sau cum se numește alianța aceasta, vorbesc și de AUR și de SOS, ei acuză PNL, PSD. Păi ce vor să... Sunt în opoziție. Ce au de făcut? Asta e rolul opoziției. Nimic din ce face puterea nu e corect, nu e în regulă, nu e... Da, tai cu gura pe ei. Ok, eu sunt convins și bun așa, pentru că te corectează, te mai face să... Fără opoziție nu-i bine. Nu-i bine deloc. Să faci ochii mari când dai câte o decizie, să vezi dacă e corectă, nu e corectă. Da. Sigur că da. Da, domnule deputat, vă doresc succes dumneavoastră echipei mâine la ceea ce înseamnă conferință, nu? Conferință de alegeri. Conferință județeană de alegeri. Județean la Iași. Și dumneavoastră să fiți sănătos, să câștigați pe 12 aprilie la Federație. Și la Federație, după aia vin și celelalte. În mai avem parlamentarele sunt în toamnă. În decembrie. O să mai candidați? Eu sper că da, vă dați seama că... Na. Bine, ține de opțiune și apoi de decizia la nivelul echipei. Dacă munca mea, care este măsurabilă, cuantificabilă pe colegiu și nu numai, va fi
Nu am apreciat, va fi plus, cresc, ce am acum, cresc cu 50, cu 60, cu 70, dublez scorul care e pe colegiul meu, sigur va fi un examen și sigur că da. Adică nu poți să stai acasă, să n-ai niciun fel de responsabilitate, să te trezești pe listele partidului. Ar fi nemaipomenit pentru ei. Pentru unii, pentru alții nu, n-ar fi stimulativ. Stimulativ e să se muncească. Sigur că da, suntem în teren tot timpul, de câte ori oricine ne cheamă, ne invită pentru a vorbi cu oamenii, a clarifica anumite lucruri sau lucrurile care îi interesează pe cetățeni, suntem între ei. Vă doresc încă o dată succes și o primăvară frumoasă, la mulți ani doamnei dumneavoastră și nepoții. Nepoțica, da. Da, nepoțica. Stimați telespectatorii, mulțumesc domnului deputat Vasile Câtea, deputat PSD de Iași, din câte știu, membru în comisia vicepreședinte în comisia de sport, în comisia de mediu și în comisia de cultură. Cele bune! Cele bune vă spunem de aici și multă sănătate și la mulți ani doamnelor și domnișoarelor de 8 martie și doamnelor din familia noastră, fie ea TR Moldova, fie familia noastră reunită la nivel de Iași sau la nivel național, de ce nu? Dar și doamnelor de la Londra sau de la Paris, de ce nu? Că acum suntem, nu vorbim și peste. La revedere, numai bine! La revedere! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,